Dascălii mehedințeni care au susținut examenul de titularizare au fost mai conștiincioși anul acesta. Dovadă stau notele ceva mai bune obținute la examenul de titularizare. Așa se face că în mehedinți 70% dintre profesori au luat note peste 5. De asemenea, s-a considerat că doi dascăli ar fi încercat să fure examenul, iar lucrările lor au fost anulate. Au fost trimise către evaluare în centre din țară 256 de lucrări. Dintre acestea, două au fost anulate pentru semne distinctive făcute de candidați și au fost evaluate 254 de lucrări. Un număr de 176 de candidați au obținut note de peste 5, asta însemnând aproape 70%, în creștere cu aproape 6 puncte procentuale față de anul trecut. Această notă 5 le dă dreptul să ocupe un post liber în învățământul preuniversitar din județul Mehedinți în anul următor, iar note de titularizare, adică nota peste 7, au obținut 81 de candidați, însemnând de 31,89%, în creștere cu 10% față de anul trecut. În județ nu este pus la bătaie niciun post titularizabil permanent, așa că profesorii care au trecut acest examen nu au decât să aștepte, în speranța că poate la anul vor avea noroc și vor ocupa un post permanent. Sunt posturi titularizabile? Posturi titularizabile nu avem în acest moment puse la dispoziția candidaților, asta însemnând posturi titularizabile pe perioadă nedeterminată. Sunt posturi titularizabile pe perioadă determinată. Majoritatea lor însă sunt solicitate la continuitate de cei care au obținut note în anii anteriori. O să vă rog să-mi spuneți câte note rușinoase am avut sau care ar fi procentual ponderea acestora? Sunt 30% de note sub 5, nu le-am considerat rușinoase, deoarece este un examen extrem de dificil, este un examen care solicită foarte multe cunoștințe. Dascălii au posibilitatea să depună contestații, iar notele vor rămâne definitive după soluționarea lor.